ce tot umbli pe drum mai. Și aduci în mine scrum de nu pot să mă adun mai. Și-o iei pe Buzău la vale când bate vântul mai tare. Pe nimeni nu ocolești, în inimă te oprești mai. Și-o iei pe Buzău la vale când bate vântul mai tare. Pe nimeni nu ocolești, în inimă te oprești mai. Mândră dorul de la tine, n-am ce-i face atunci când vine. Bate vântul prin plop, eu stau cu lacrimi în ochi mai. Că pe gât m-a sărutat și în voie s-a plimbat mai. Peste umeri și mijloc, inima mi arde-n foc mai. Că pe gât m-a sărutat și în voie s-a plimbat mai. Peste umeri și mijloc, inima mi arde-n foc, măi. Cucule de la Buzău, îți dau ție dorul meu, măi. Să-l duci pe valul sat, măi, să vadă și ea ce-i dorul când nu te ia noaptea somnul. Să vină iarăși la mine, aș vrea dorul să-l aline. Să vadă și ea ce-i dorul când nu te ia noaptea somnul. Când se adună dor cu dor, trece mai ușor, măi. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus.pi. Așa cum v-am obișnuit deja, încercăm, atât cât ne stă în putință, vinerea să o dedicăm folclorului. Este o zi care e foarte aproape de weekend și trebuie să începem să ne relaxăm. Așa cum probabil ați observat deja, responsabilul din această seară cu povestea din spatele scenei este domnul Ion Băicuș, interpretul de muzică populară care ne cântă și ne încântă de atâția ani de zile. Bună seara, domnule Băicuș, și bine ați venit în studioul nostru. Bine, bună seara, bine v-am găsit. Ce mai faceți? Bine, mulțumesc. În principiu, în rest, ne pregătim, pentru că mai e puțin și începem spectacolele și... Încep îndată sărbările folclorice și știm cu toții că Centrul de Cultură este prezent oriunde, așa trebuie să vă pregătiți. Da. Frumoasă, frumoasă viață, cred că ați avut cu cântecul alături, domnule Băicuș. Da, putem spune că este o viață frumoasă. Nu știu cât în totalitate, pentru că viața este frumoasă pe scenă atunci când cânți. Este foarte frumoasă, în spate mai e și mai așa și mai așa. Trebuie să recunoaștem, nu? Că nu toate merg așa. Mai ales că dumneavoastră ați prins și vremuri nu tocmai prielnice, în sensul că n-ați putut să cântați poate întotdeauna ce v-ați dorit. Au fost și melodii impuse pe vremea comunismului. Da, erau impuse. Nu am cântat neapărat de conducătorul iubit, care... pentru că erau mulți care mergeam în concursuri și neapărat țineau să scoată în relief treaba asta că conducătorul iubit pentru un premiu. Atunci când mergi la un concurs, eu cred că nu trebuie să vizezi neapărat premiu. Trebuie să vizezi pregătirea ta și concursul, într-adevăr,
acolo vezi ce poți. Cum ați început dumneavoastră să cântați? La ce vârstă? Eu am început să cânt, am mai spus treaba asta, mai târziu, în anul 1980. Uite, se făcea și un lucru bun, adică nu numai rele pe timpul acela. La întreprinderea unde lucram, s-a făcut un ansamblu, de fapt numai la noi, la întreprindere, la actualul Rotec. Așa, la mai toate întreprinderile din județul nostru s-au făcut ansambluri artistice și chiar atunci mi s-a impus un pic treaba că, domnule, trebuie să... Am auzit că știi ceva să cânti. Și uite, așa am ajuns la echipa aceea artistică și acolo am început să cânt, nu cântasem niciodată. Da, acasă, în curte, la Florica, unde ați crescut dumneavoastră, cântați? Tot românul cântă. Ce vă plăcea să cântați acasă? Eu întotdeauna am cântat cântece mai de suflet, așa mai... Da. Și acum tot cam la fel. Da, am observat că și chiar citind interviuri mai vechi date de dumneavoastră, spuneați că melodiile vă vin din suflet. Pentru suflet. E pentru oameni. Așa. Într-adevăr. Trebuie să intrăm în sufletul lor, să le spunem și ce ne doare pe noi și ce simt ei, pentru că atunci când faci un cântec, te gândești nu numai la tine, te gândești și la omului care te ascultă și să înțeleagă acolo, să treacă și el prin emoțiile acelea ale versurilor care se cântă. De unde ați moștenit talentul? Cineva din familie trebuie să vi-l fi lăsat moștenire? Probabil, da. Bunicul cânta, dar nu cânta neapărat acompaniat sau... Așa, la petreceri. La petreceri, la munca... Așa am înțeles, că n-am fost eu la petreceri cu bunicul, vă dați seama, dar... Da. La muncile câmpului obișnuiați să cântați? Nu știu, îmi plăcea știu că să... se mai practică, de asta vă întreb. Îmi plăcea să fiu mai singur așa când cântam. Și cum a fost prima dată când ați cântat pe o scenă? Pe o scenă, prima dată... emoții foarte mari. Deci vă dați seama, dacă atunci am început să cânt, aveați 20 și... Da, 22 de ani. Da. Și am cântat în Parcul Tineretului de 23 august 1980, cum am spus. Și bineînțeles că nu am văzut niciun parc, nici o persoană, nimic. Aveam emoții foarte mari, chiar dacă era vârsta aceea, pentru că nu cântasem niciodată. Ce melodie ați cântat? Și de acolo, am cântat două cântece de când eram eu mic. Ce frumos mai cântă Cucu, dar de ce mai voi, nu știu, alea am rămăsese mie prin cap. Foarte frumoase cântecele, dar după acest spectacol, unde chiar am avut succes, așa, am fost tras deoparte așa de Nealarie, Dumnezeu să-l ierte, violistul care conducea orchestra, și, sau taraful, de fapt, nu orchestra, și mi-a zis, mă băiete, dacă tu zici că n-ai cântat niciodată, nu vrei să te duci la Școala Populară de Artă? Zic, și ce să fac eu acolo? Să cânt staică. Nu știu. Dar dacă te hotărăști, te duci acolo și spui că te-a trimis Nealarie. Și am fost acolo. Cum ați pășit? Aceleași emoții pe care le-ați avut prima dată pe scenă, mă gândesc că le-ați avut și în momentul în care ați pășit pe porțile școlii. Da, pentru că era ceva necunoscut pentru mine. Foarte Cum necunoscut. Cum au privit profesorii? Cum au perceput talentul dumneavoastră, doamna, neșlefuit? Doamna... profesoară Monții Stănescu. Așa. În prima fază, probabil că la vârsta la care m-am dus, cine știe, s-o fi gândit că nu.
băiatul ăsta vine pentru nunți, pentru altceva. Și într-adevăr, era neșlefuit, cum spuneți dumneavoastră, și mi s-a spus, zice, vă iau ca audient prima dată. Zice, dar dacă într-o săptămână mă convingeți că într-adevăr n-ați cântat niciodată, zice, trecem în catalog imediat. Da, domnul, nicio problemă. Și așa a și fost, într-o săptămână. În prima săptămână am făcut acolo cu doamna și am trecut în catalog și am rămas. Și după primul trimestru a fost chiar emoțiile cele mari care spuneați dumneavoastră pentru faptul că am avut spectacolul de sfârșit de trimestru la muzeu, acolo la sală. Și când mi s-a spus acolo că domnul Ștefan, domnul Puiu de la Ziar, de la nu știu ce și nu știu mai cine și nu știu mai cine. Era presa în sală. Da, când am intrat pe scenă, vă dați seama că a început să tremure un picior, să-l maschez, m-am mișcat un pic și a început să tremure amândouă. Decât că nu s-a văzut. Da. Altul, în asemenea condiții, necântând, decât foarte târziu, cu emoțiile acestea, probabil că ar fi renunțat. Ce v-a făcut să mergeți mai departe? Ce v-a dat puterea? Nu. Nu sunt omul care, și nici n-am fost și nu sunt, care dă înapoi așa ușor. Sunteți recunoscut pentru faptul că vă scrieți singur melodiile, textele, linia melodică. Da. Care a fost prima melodie pe care ați scris-o? Prima melodie, am mai spus, se numește Tinerețe, floare rară. Dintr-o întâmplare, pădurea spătarul, ghiocei, și ghiocei, și de acolo a plecat totul. O să rog pe telespectatorii noștri care doresc să intre în legătură telefonică cu noi să sune pe numărul de fix care este afișat pe ecran, nu pe numărul de mobil. Pentru că dumneavoastră spuneți că Tinerețe, floare rară a fost prima melodie pe care ați compus-o. O să vă rog să o urmărim împreună, după care revenim în direct. Ce trece așa repejor, cum trece floarea de măr, măi, măi. Ce trece așa repejor, cum trece floarea de măr, măi. Se scutură ușor, înflorește cu fior și se scutură ușor. Vine ploaie, bate vântul, se așterne cu pământul, măi, măi. În locul ei mărul crește, floarea iar ne părăsește. Și omul, cum este floarea și pomul, tot așa este și omul, cum este floarea și pomul. Îl ajunge bătrânețea, îl colindă doar tristețea, măi, măi. Român copii să crească, tot așa să pătimească. Îl ajunge
frumusețea, îl colindă doar tristețea, măi, măi. Rămân copii să crească, tot așa să pătimească. Am revenit în direct, foarte frumoasă melodia și chiar dacă a scris-o în urmă cu 30 și ceva de ani, da, încă este de actualitate și va fi multă vreme, domnule Băicuș. Da. Ați cântat mult despre natură? Păi natura este tot ce ne înconjoară, vă dați seama că n-ai cum să treci peste așa ceva. Deci în orice cântec natura își face loc, orice floricică, orice... Ce a însemnat? Sunt mulți interpreți de muzică populară care își cântă părinții, își cântă mamele. E mai ușor pentru cei care preiau un cânte gata scris, îl cântă și ies cu el pe scenă. Dar pentru dumneavoastră, cât de greu a fost să compuneți o melodie dedicată mamei? Păi atunci când scrii versurile, e mare atenție că să vedem ce spune mama. Se regăsește în ceea ce am scris. Câți frați ați fost, domnule Băicuș? Suntem trei frați. Eu sunt cel mai mare și mai am doi frați. Să vă trăiască. Mulțumesc, la fel, dacă aveți. Ce a însemnat familia pentru dumneavoastră? Sunt un familist convins. M-ați întrebat înainte de emisie treaba asta cu dacă am fost curtat de București, să zic așa, sau de ce n-am plecat spre București. Da, n-am plecat pentru că plecând la București viața de artist nu e așa ușoară și simplă. Acolo chiar trebuia să pleci foarte mult în țară și în afara țării pe... Și ar fi însemnat să vă sacrificați viața de familie. 2. Da. Ați renunțat la un vis, poate? Și nu-mi pare rău. Ați face-o din nou? Mă simt bine aici, la Buzău, între concetățenii noștri și așa că... Sunt puțini cei care, pentru oamenii dragi și pentru... De fapt, pentru oamenii dragi, să renunțe la un vis atât de măreț. Dar nu sunt singurul. De exemplu, vă dau un exemplu care și pentru mine a fost un model așa în viață. E vorba de Nicolae Oprișan, care n-a plecat de la Buzău. Și e Nicolae Oprișan. Și e cunoscut ca și dumneavoastră. Mai mult. Da. Remarcabil și noi toți buzoieni ar trebui să vă mulțumim celor care faceți acest lucru. Să știți că și mie mi s-a pus întrebarea și am zis că așa cum e văzut orașul nostru, un târg de provincie, cu oameni adunați din toate părți. Nu. E orașul nostru și e ar nostru. Trebui. E al nostru. E exact. Al nostru. Asta e. Da. Trebuie să ne mândrim că ne-am născut aici și să ducem faima județului oriunde ne ducem. Și am dus-o cu brio, nu numai în țară, la noi și afară. Așa este. Și să-i facem și pe copiii noștri să fie la fel de mândri ca noi că suntem buzoieni. Așa e. O să rog pe colegul meu să difuzăm următoarea melodie, Mamă, tu când m-ai făcut, pentru că tot am vorbit de familie și... legat de ea, haide să ascultăm și Viață, viață, cum mai treci, da? În regulă, haide să vedem. Să te ajute câteodată, să-ți dea o cană cu apă.
mamă. Să nu-ți pară, mamă, rău, măi, mamă, că tu ai mândru flăcău, măi, mamă. Mamă, când ți-o fi mai greu, am să te ajut și eu, am să te ajut și eu, măi. Apă nu-ți dau din căniță, am să-ți dau, mamă, în cofiță. Apă de izvor, măicuța mea, măi. Voi copii din lumea întreagă, mamă, să iubiți prea voastră dragă, mamă. Prin ele noi trăim, măi. Ne-au crescut, ne-au legănat, primii pași ne-au învățat, primii pași ne-au învățat, măi, mamă. Mamelor de pe pământ, pentru voi acum eu cânt, pentru voi acum eu cânt, măi. Vă viață, cum mai treci, de ce tinerețe pleci, măi? Viață, viață, cum mai treci, de ce tinerețe pleci, măi? Ieri eram ca un copil, astăzi sunt un om bătrân, astăzi sunt un om bătrân, măi. În oglindă m-am uitat, vedeam că e adevărat, măi. Viață, viață, cum mai treci, de ce tinerețe pleci? Măi, tinerețea mea s-a dus ca un soare în apus, măi. Lume, iubiți, chefuiți, ca mâine îmbătrâniți și la urmă vă căiți, măi. Tinerețe, floarea mea, de ce nu aș am revenit în direct. Vă mărturisesc, doamnelor și domnilor, că în timp ce sunt difuzate melodiile, cu o ureche stau și le ascult, cu cealaltă ureche îl ascult pe domnul Băicuș, pentru că frumoase povești are de spus. Domnule Băicuș, câte cântece ați scris până acum? Scrise am în jur de 100 de cântece.
Dar înregistrate pe primul album sunt 18, pe cel de-al doilea 14. Și pe cel de-al treilea care va urma? Urmează acum domnul director Adrian Petre se ține de promisiune și din nou înregistrăm încă două piese anul ăsta cu maestru Grigoraș, Orchestra Radio. Și în schimb la spectacole, eu în fiecare an cânt piese noi. În fiecare an vin cu piese noi la spectacol, chiar cu cele care nu sunt înregistrate. Cele care sunt înregistrate sunt deja înregistrate. Și în felul acesta vă țineți... Vin cu piese noi, da. Și ce mă bucur că atunci când vii cu piese noi, publicul chiar este foarte atent pentru că nu cunoaște cântecul. Și atent și la versuri și la... Și publicul, dar și colegii dumneavoastră din ansamblu. Da, și colegii mei mă împac foarte bine, zic eu. Toată lumea spune la fel, să știți. Da, nu știu, eu așa zic. Cei mai tineri mă respectă, da, mă respectă și atâta timp cât mă respectă sau îmi cere un sfat, ceva și le spun cu mare drag și mă bucur că mă întreabă. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim în direct și continuăm povestea din spatele scenei.